ziua, vă salută Tatiana. Vom continua partea a doua a tutorialului iepurașul amigurumi. Vom începe cu culoarea suplimentară și vom lucra piciorușele. În cercul magic vom face un număr de 6 piciorușe scurte. În general, toate lucrările noastre încep cu piciorușe scurte și vom lucra 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom închide cercul magic, vom închide acest rând cu fir alunecat, care de obicei la mine alunecă foarte greu. Așa, în felul acesta. Iar acum vom continua lucrând în corespondența fiecărui picioruș o mulțire. Deci, la sfârșitul acestui rând, noi vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Și ne întâlnim la sfârșitul rândului. Vom continua lucrând un picioruș scurt. Vom pune firul despărțitor, urmat de o înmulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. 18, deci. Vom continua lucrând un număr de 4 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș îl vom lucra așa cum se găsește, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestor 4 rânduri. Lucrate cele 4 rânduri, în corespondența primului picioruș din rândul următor, vom face schimbul de culoare. Vom începe picioruș scurt cu culoarea dorită de dumneavoastră și o vom închide. Vom închide acest picioruș scurt cu culoarea alb. Din acest moment voi face un rând de 18 piciorușe scurte, ținând în același timp și capetele de ață, capetele de fir, pentru a le da stabilitate, pentru că mai apoi vom scurta firul violet sau culoarea care folosiți dumneavoastră. Deci vom lucra 18 piciorușe scurte cu alb. Încheiat și acest rând, pentru rândul următor vom face scădere după scădere, astfel că la sfârșitul rândului noi vom avea un număr de 9 piciorușe scurte. Deci scădere după scădere. Acum vom introduce un pic de melană în interiorul acestei părți de picioruș, în felul acesta, pentru că mai apoi ne va fi un pic mai dificil să umplem și vom continua lucrând un număr de 5 rânduri de câte 9 piciorușe scurte, deci 5 rânduri. În corespondență fiecărui picioruș vom face un picioruș scurt, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestor 5 rânduri. Când am încheiat de lucrat cele 5 rânduri, vom umple piciorușul în totalitate cu melană. Vom avea nevoie de 2 astfel de piciorușe. Pentru primul veți scurta firul, pentru cel de-al doilea veți rămâne cu firul atașat la lucru. Vom pune piciorușele în modul în care această parte unde am îmbinat firele să fie în aceeași direcție. Iar acum vom continua. Cu fir alunecat vom intra în corespondența celui de-al doilea picioruș și vom continua lucrând piciorușe scurte. Va trebui să avem de jur împrejur un total de 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Cel de-al nouălea va fi în corespondența firului alunecat, cel de-al nouălea picioruș, după care ne deplasăm în următorul picioruș și vom lucra din nou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și cel de-al nouălea. Deci avem 18 piciorușe scurte. Din acest moment, pentru rândul următor, noi vom lucra 2 piciorușe scurte. Acel fir îl lăsăm pentru că va fi pus în interior precum împrutur. Deci lucrăm 2 piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Avem primul, cel de-al doilea picioruș scurt, apoi vom face o mulțire. Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului noi vom avea un număr de 24 de piciorușe scurte. Obținut cele 24 de piciorușe scurte, vom face 4 rânduri de câte 24 de piciorușe scurte. Nu uitați de firul despărțitor, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestor 4 rânduri. În momentul în care am terminat de lucrat cele 4 rânduri de câte 24 piciorușe scurte, vom umple cele două părți ale corpului cu melană. Acest capăt de fir noi îl vom scurta, îl vom lăsa mai lung pentru că va fi nevoie să coasem. Vom închide acest rând. Nu uitați că acesta este un tutorial pentru doamnele începătoare și astfel și doamnele începătoare pot să lucreze un iepuraș. Deci am închis acest rând, acum voi pune acul și vom coase aceste două părți, așa cum vă spuneam mai devreme. Aveți grijă să fie bine umplut și încet, încet, noi vom atașa cele două părți. Vom coase. Foarte simplu și ușor. Deci, vom lucra singure în continuare. Cu atenție să introducem toată melana în interior. Și încet, încet, vom face un pas înainte în această lucrare. Acum eu vă las și vom lucra singuri. Deci vedeți modul în care atașez. După cum vedeți, am terminat de cusut, iar acum voi ascunde acest capăt de fir în modul în care să-i dăm stabilitate, să-i dăm siguranță. Îl vom pierde undeva de desubt și îl vom scurta. Acesta. Deci am făcut un pas înainte în lucrarea noastră, iepurașul pentru doamnele începătoare. Cine dorește, pe pagina canalului meu sunt și lucrări din anii trecuți, alți iepurași, puteți să vă uitați, lucrări mai complicate. Deci, până acum, aceasta am realizat, iar noi vom continua. Un iepuraș cu rochiță. Vom continua lucrând mânuțele. În cercul magic, noi vom face un număr de 6 piciorușe scurte. Deci 6. 1, 2, 3. Vom închide cercul magic, vom închide rândul cu fir alunecat. Are așa cum știți de obicei la mine alunecă greu, pentru că eu lucrez foarte strâns. Pentru următorul rând, în corespondența fiecărui piciuruș, noi vom face o mulțire.
iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr total de 12 piciorușe scurte, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul rândului. Vom continua lucrând două rânduri de câte 12 piciorușe scurte, deci două rânduri. După ce am lucrat cele două rânduri de 12 piciorușe scurte, vom lucra un picioruș scurt, vom pune firul despărțitor și vom continua cu o scădere. Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului și vom obține un număr de 8 piciorușe scurte. Avem 4 până acum, 4, 5, 6, 7, cel de-al 8-lea, iar acum vom face două rânduri de câte 8 piciorușe scurte. Lucrate cele două rânduri, vom scurta firul, vom lăsa și pentru cusut, bineînțeles, și vom închide acest rând. Vom avea nevoie de două astfel de mânuțe, pe care apoi cu acul pentru cusut rână noi le vom atașa corpului. Cu acul de cusut, așa cum vă spuneam, imediat aici sub căpușor vom fi atente să ne luăm distanța egală. Vom coase mânuțele și apoi vom trece la continuarea lucrării. Vom coase bine să nu se desfacă, în modul în care lucrarea să aibă stabilitate. Eu nu văd prea bine aici ceea ce fac pentru că am camera în față. Aceea, veți scuza modul în care eu mă învârt aici înainte și înapoi. Vom prinde bine. Capătul de fir îl vom pierde undeva dedesubt și îi vom da stabilitate în felul acesta. După ce îl pierdem dedesubt, îl vom scurta. După care vom trece mai departe. Partea următoare va fi să atașăm urechiușele. Parte din fața lucrării, întotdeauna vă veți orienta. Acesta este spatele unde am făcut schimbul de fir. Eu am atașat deja prima urechiușă. Deci vom lua fiecare urechiușă în parte. O vom pune în două în felul acesta și cu acul de cusut. Vă rog să scuzați zgomotele, este persoana pentru care lucrez. Așa strânută, vom pune în două și vom coase cele două părți. Cer din nou scuze, am început să filmez dimineața, dar filmez așa pe bucățele. După ce am pus în două urechiușa și am cusut, după cum vedeți, exact în vecinătatea cercului magic, noi vom începe să coasem urechiușele și le vom coase încet, cu atenție, prinzând bine urechea pentru a-i da stabilitate și vom ține în felul acesta. Vom face modul în care să fie cât mai stabilă. Le vom aranja în felul acesta, deci de o parte și de cealaltă a cercului magic. Așa cum vă spuneam, cer scuze din nou pentru zgomote, dar aceasta este situația, trebuie să și lucrez.
punctul în care urechile să fie stabile în această poziție. Persoanele în vârstă nu știu că noi mai avem nevoie și de un pic de timp liber pentru noi, dar în sfârșit așa trebuie. Lucrăm, desfășurăm serviciul. Iar acum voi pierde acest capăt de fir după ce am cusut bine urechiușa, îl voi pierde undeva și îl vom scurta, după care vom continua. Vom găsi singure locul în felul acesta. Vom scurta firul. Cu un fir de culoare roșie vom fixa exact poziție unde dorim să facem gurița iepurașului. Nu am o idee anume. Aici las la dorința dumneavoastră. Deci noi vom face gurița, o vom coase cu grijă. Nu tragem prea tare firul, pentru că altfel va ieși din locul lui. Vom face o guriță mai frumos posibil. În felul acesta dăm aspect feței. Atenție! Acul fiind ac pentru cusut lână, nu este ascuțit și, după cum puteți vedea, intră un pic mai greu. Însă cu un pic de răbdare vom ajunge și la capătul acestei lucrări. Voi intra undeva exact pe mijlocul guriței și voi face această dunguță în jos. Așa. Și acest capăt de fir din nou îl vom pierde undeva, îl vom ascunde. Nu vrea să iasă. Iese acum. În felul acesta. Vom intra din nou dedesubt cu firul. Și vom scurta și acest capăt de fir, după care vom trece să punem ochișorii. Cu ajutorul lipiciului lichid, de care eu mă folosesc foarte mult în lucrările mele, vom pune ochișorii. Voi aplica un pic din lipiciul lichid și voi fixa ochișorii în modul în care să fie și aceștia simetrici, deci două rânduri deasupra guriței, de o parte și de cealaltă, aplic ochișorii, apoi vom da un pic de culoare în obrăjori, să fie cât mai atrăgătoare, iepurica noastră, pentru că este o femeie, nu? O iepurică. Acum, după cum vedeți, voi lua un pic de fard, fardul pe care eu îl folosesc, cu un penson și vom da un pic de culoare roz în obrăjori, în modul în care să fie cât mai simpatic, cât mai drăgălaș. Eu așa folosesc o parte din fardurile mele în lucrări.
Și vom da și un pic aici o dunguliță în mijlocul urechiușelor, pentru a arăta ca un iepuraș adevărat. Am insistat pe aceste mici detalii, pentru că, așa cum spuneam, este un tutorial pentru doamnele începătoare. Și am dorit ca și dumnealor să vadă modul în care atașăm părțile componente. Deci, toți acești pași i-am făcut împreună pentru dumneavoastră, doamnele începătoare. Eu sper să vă placă ceea ce v-am prezentat. Dacă vă place, vă rog să lăsați un comentariu, un like. Acesta este iepurașul de anul acesta. Ca de obicei, vă salut cu aceleași cuvinte, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, vă mulțumesc pentru vizualizări, pentru comentarii, pentru like-uri și vă aștept din nou alături de mine. La revedere, vă salută Tatiana!